Aglomerare în zona Copou. A trecut o săptămână de când studenții au revenit în băncile facultăților din ordinul ministrului educației Sorin Câmpeanu. Unii tineri au protestat atât online cât și fizic, dar ordinul ministrului a rămas neschimbat. Totuși, majoritatea studenților sunt fericiți că au revenit la facultăți și că pot socializa din nou. Este foarte fain, adică nu mă așteptam să am parte de experiență atât de bună. Prima dată am fost speriată și panicată, pentru că după 2 ani în online nu mă așteptam să fie atât de bine, dar a fost bine. În mediul fizic îți faci foarte mulți prieteni și te simți foarte bine alături de oameni noi. Altfel interacționăm între noi și ne cunoaștem mai bine, pe când online doar vezi o pictogram acolo, o poză și nu. Foarte bine, momentan ne readaptăm condițiilor cumva, mai ales pentru că am reînceput fizic și încet, încet cred că lucrurile vor merge bine. Ți-a lipsit socializarea? Da, mult. Am și uitat cum arătau colegii mei. Sunt foarte bucuros că îi văd pe oameni mai viu. Ieșenii spun că nu au mai văzut Copoul atât de aglomerat de mai mult de 2 ani. Cu toate acestea, sunt încântați când văd atât de mulți tineri. De foarte mult timp n-am mai văzut. Chiar e foarte frumos acum. Foarte frumos înseamnă că ne-am trezit din nou la vremurile vechi, la viață. Îmi pare foarte, foarte bine că îi văd. Lucrez aici, să știți. Sunt pază și 2 ani de zile am fost foarte, foarte liberi așa și acum ne bucurăm mult că au venit. Sunt însă și studenți nemulțumiți de revenirea în format fizic la cursuri, pentru că au fost nevoiți să renunțe la locurile de muncă pe care le aveau pentru a își continua studiile. Dacă eu n-am intrat primul semestru la ore, nici nu știam. Bine. De ce n-ai intrat? Că am avut treabă, de ce? Deci pentru tine este rău cumva că ai revenit fizic. Da, într-un fel da, într-un fel nu. Am lucrat ca bonă, pentru că fiind online am avut posibilitatea, însă, na, fiind fizic acum nu se mai poate. Stau în chirie. Și ți-a fost greu să găsești chirie? Da, pentru că prețurile au crescut și a fost foarte greu. Din 22 aprilie și până pe data de 1 mai, studenții vor fi în vacanță.